puteți da drumul la lumină, să zicem, da, cu cadrul oficial, că așa se procedează. Da. Așa cum v-am anunțat, de la preluarea mandatului, mandatul meu va fi un mai puține vorbe și mai multe fapte. Nu va fi un buton magic pe care vom apăsa să se aprindă toate luminițele, pentru că, spre deosebire de alte orașe, care au un contract de delegare a serviciului de iluminat, inclusiv iluminatul festiv, iluminatul ornamental, municipiul nu are un asemenea contract. Tocmai de aceea noi am făcut două contracte, două proceduri distincte de achiziție. Unul pentru închiriere, pentru că erau coduri CPV diferite. Unul pentru închiriere, obiecte pe care să le montăm pe stâlp, și unul pentru montarea acestor obiecte. În momentul de față pot să vă spun că săptămâna viitoare vom avea obiectele pe care să le montăm și probabil într-o săptămână, 10 zile, vom avea și firma câștigătoare a acestei achiziții. Montare, demontare, obiecte de iluminat. Ei vor avea la dispoziție un termen de maxim 15 zile pentru montare și de asemenea maxim 15 zile pentru demontare. Deci făcând un calcul, asta înseamnă că undeva în jur de 15 decembrie va trebui să avem orașul iluminat. Despre zone, ce să vă spun, va fi, păstrez și eu așa o mică surpriză, veți vedea, va fi oricum mult mai bine ca anul trecut.